Chiar și pe criză, miresele se înghesuie la târgurile de nunți. Față de anii anteriori, însă, sunt mult mai chipzuite atunci când scot banii din portofel. Designerii, cofetarii sau bijutierii sunt nevoiți să vină cu oferte mai atractive, pentru că luxul a început să cam dispară de la nunți. Andreea Crișan a fost la târgul de nunți din Oradea și ne spune care este atmosfera acolo. Bună ziua, Andreea! Bună ziua! De un singur lucru nu duce lipsa anul acesta târgul de nunți de aici, de aglomerație. În schimb, puține sunt cuplurile care au și bătut palma cu organizatorii de nunți. Cei mai mulți viitori însurăței spun că și-au redus bugetele pentru nuntă. Miresele încearcă să găsească rochii ieftine, dar totuși pe placul lor. Prețul unei rochii de mireasă pleacă de la 1000 de lei și poate ajunge până la 6000 de lei. Și vânzătorii de bijuterii simt din plin criza. Miresele preferă accesorii mai simple și mai ieftine în locul cristalelor Swarovski. Cei mai mulți comercianți însă au venit cu oferte pentru toate buzunarele, altfel îi păștea falimentul. Alex? Mulțumim, Andreea!